Doamnelor și domnilor, haideți să primim cu aplauze furtunoase în platoul La Umor pe Maia Morgenstern! Quelle émotion! Să rămână! Bună seara! Bună! Eu cred că doamna Carmen Tănase se așteaptă să fiu aici. Căci dacă nu eu, cine? Am o prețuire deosebită pentru Maia de mulți ani. Și ea nu a știut multă vreme. Când eu am spus în sinea mea, din clipa aceasta, Maia Morgenstern ocupă locul acesta în inima mea, care nu este chiar așa de încăpătoare. Și nimeni nu o va detrona de acolo, niciodată. Prietenia noastră e bazată pe foarte multă sinceritate și încredere. Asta nu înseamnă că stăm toată ziua să ne cafelim. Probabil că așa funcționăm noi, cântăm pe voci diferite, dar probabil că ne armonizăm și rimăm. Bună seara! Sunt emoționată și fericită pentru că m-ați invitat în această seară la ediția specială de Revelion. Bun, a început bine. Carmen, eu n-am vrut să vin. Pe bune, n-am vrut să vin. Dar au venit facturile și iată-mă și pe mine aici. Foarte fericită, mulțumesc, sunt onorată. Draga mea, Carmen, ce aș putea să spun eu despre tine? Ești mare. Da, ești mare. Da, cam atât. Vă mulțumesc frumos, seara frumoasă și la mulți ani! Ce bun! Nu cred! Nu! Pe bune, Carmen! Tu îți dai seama că ăștia de la canalul ăsta, scuze, de la emisiunea asta, ăștia dau bani oamenilor ca să facă mișto de tine. Scuze, sunt glume, suntem vesele, avem umor și... Dar eu n-am vrut să vin. Pe bune, am spus că nu mai vin aici. Pentru că data trecută, prima dată și ultima oară, când au venit aici, mi-am auzit vorbe și că am spus textul prost. Pe bune? E vina mea? Textul ăla, mi l-au dat, ăla l-am spus, frate! Dați-mi text bun, spun text bun! Domnul Bendea, ce treabă am eu? Hai de capul de zilele mele. Domnul Bendeac, vă văd aici. Știu că dumneavoastră scrieți, dumneavoastră sunteți scriitor, spui Bendeac, spui Balzac. Nu înțeleg reacțiile astea. Acum dumneavoastră, acest Dostoievski al publicității românești. Mamă, micuță, mamă. Am înțeles, mulțumesc. Ce v-aș ruga, poate îmi scrieți dumneavoastră un text, ceva gen... Dumneavoastră sunteți actor, sunteți artist, sunteți scriitor, sunteți doctor. Sunteți doctor? O să fim cu toții doctori. Dumneavoastră sunteți politruc. Poliglot. Ziceam să-mi scrieți dumneavoastră un text și eu vă cedez. Am auzit bine? Vă cedez drepturile de autor. Vă rog să credeți că, nu știu, am atâta admirație pentru dumneavoastră. V-am văzut zilele trecute în Centru Vechi, aveați,
Aveți așa o privire, aveți o febră a creației, aveați o sete de cultură, aveați o foame de cunoaștere, aveați formidabil și vă văd în teatru cum vă puneți sufletul pe tavă. Păi la cum duceți tava dumneavoastră de ani de zile în teatru? Păi ar trebui ăștia să vă dea premiu pentru cel mai tăvălit actor. Kilnerul anului. Dacă e. Doar dacă mamă, e. Mamă, micuță. În fine, dar o să vă părăsesc pentru moment. Pentru că nu e așa. Nu despre dumneavoastră este vorba în această seară. Face obiectul unui alt contract. Mulțumesc producătorilor. Nu, seara asta am venit pentru scumpa mea, pentru doamna Carmen Tănase. Ea, această uriașă, această enormă domnișoară a teatrului, a serialului românesc. Ce cuvinte ar putea să o cuprindă? Că nu mai cuprinde nimic. E de deoc. Asta nu-i lauda, ce? Da? Da, așa m-am gândit eu. Avem atâtea amintiri frumoase. Mergem împreună în turnee, cu spectacole, cu teatru. Și apoi, după spectacole, mergeam la restaurant. Că acum mergem să mâncăm salam cu pâine pe bancă în parc. Dar mergeam la restaurant și întotdeauna Carmen, generoasă, i-am dădea posibilitatea, mă lăsa pe mine să plătesc tot ce s-a consumat și se consuma. În când, în când. Carmen este însă un om atât de sensibil, atât de bun. Carmen, uite dacă greșesc să-mi spui, Carmen visează să salveze toate animalele de pe planetă, indiferent câte labe ar avea. Lăbuțe. Animaluțe cu lăbuțe. Și mă leagă de doamna Carmen Tănase o adevărată prietenie. O prietenie sinceră, bazată pe respect, pe stimă, pe admirația pe care mi-o poartă de asta. Desigur. Dar am avut multe prietene și toate bune, dar niciuna nu e precum Carmen Tănase. Din fericire, da? Ce să faci? Viața trece, timpul cu înaintarea în vârstă, mai renunț la pretenții și rămâi. Carmen Tănase, ca prietenă. Bun, bun. Doamna Rodica Mandache este una dintre cele mai mari actrițe pe care le are România. Ce faci, păi, mămică? Uite, mămică, ce să fac cu sărăciile astea aceea, na? Publicul o adoră, vine să o vadă în spectacole, o urmărește în emisiuni pe rețelele de socializare. Și eu, eu mă bucur foarte mult. Nu că nu sunt invidioasă, nu, n-am nicio problemă, nu. Între noi, viperele, trebuie să găsim pe cineva mai bun. Dar ceva rău n-aveți de spus? Stai, mă, cum să spun aici? Pentru mine ai fost, ești și vei rămâne întotdeauna, mămica. M-a luat pe mine un pic. Yeah. A intrat Dan Badea în mine. Yeah. Noi nu avem rostul de ăsta niciodată. N-ar pentru. Carmen Tănase e un fenomen al naturii. Trăznește și tună și fulgeră când vrei și când nu vrei. Da, dar e minunată, e formidabil, e surprinzătoare. Vă dați seama, ține minte textul. Uneori. Câteodată. Și jucăm. Am petrecut multe, multe seri frumoase alături de doamna Carmen Tănase. În pace, în tihnă. Prietenii n-au nevoie de multe cuvinte, de pur și simplu în liniște. O liniște mormântală.
din păcate se întâmpla pe scena asta. Da. Minunat, minunat. Și jucăm în multe spectacole. Uite, cea mai recentă premieră, totul se transformă. Corect? Corect. Sigur, acum vă așteptați la gluma, la bancul cu asta, că Carmen se transformă. Nu, nu greșiți deloc, într-adevăr. Carmen e de nerecunoscut. E complet transformată. Însă ceea ce mă fascinează la Carmen este sinceritatea. E atât de directă. Uite, spunea, dacă greșesc, că mă oprești. Mă contrazici, foarte corect. Spunea odată Carmen, zice, cu Maia nu mi-e frică pe scenă. Se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla să uit, să greșesc. Maia mă scoate. Și ce aș fi scos-o în șuturi. Da, era doamna Adriana Trandafir ocupată și am rămas prietene așa. Ce să vă spun, Carmen Tănase e o persoană tânără, veșnic tânără, atât de plină de viață, atât de plină de vivacitate, de vivalitate. O șampanie. Și e șampanie. Bine ar fi să rămână trează până termină monolog. În fine, acum o văd, draga mea, într-o nouă ipostază, în juriu. Juriu la Ai Umor, alături de oameni absolut minunați, de artiști formidabili, de... Cum o cheamă? Delia? Delia. Unde? Aici. Au, minunată. Delia, vă iubesc! Delia! Formidabil, o actriță, o cântăreață minunată, un artist total, de mare angajament. Mai aveți vreun angajament? Da. Să trăiască, bravo, aplauze, aplauze, aplauze. Minunată, minunată. Putem râde puțin acolo? Nu. Bine, mă rog, am făcut tot ce am putut. Sunteți o femeie absolut minunată, fascinantă. Și n-aveți nicio operație. Și nici nu vă trebuie. Deși vreo două așa, poate adunare, înmulțire, operații aritmetice simple, ce ziceți? Și iată-l, și iată-l, iată-l pe el. Ăsta. Cum îl cheamă? Și iată pe domnul Chelu, iată-l aici. Wow, domnul Chelu, domnul Chelu. Da, înseamnă că n-am mâncat niciodată semințe la dumneavoastră la spectacol, fiți blândă. Păi nu, floricele, unde semințe? Floricele mâncăm acum, desfacem bomboane. Și iată-l aici, că în altă parte, unde să fie dânsul, aici. Spuneați? V-am întrerupt? Nimic. Dar n-am venit aici să vorbesc despre acești oameni minunat, ce mustesc de talent. Am venit să vorbesc despre doamna Carmen Tănase, care mustăcește și domnia sa. Carmen Tănase e un om cum eu n-am întâlnit până acum, și eu am întâlnit niște oameni la viața mea. Publicul o adoră, vine să o vadă în spectacole, o urmărește în emisiuni pe rețelele de socializare. Și eu, eu mă bucur foarte mult. Nu, că nu sunt invidioasă, nu, n-am nicio problemă. Nu, mă bucur foarte mult pentru dânsa. Și nu sunt invidioasă deloc, n-am nicio problemă. Carmen Tănase este prietena mea. Eu mă mândresc cu această prietenie. Eu nu i-am spus niciodată lucrul ăsta și nici nu eu voi spune în această seară. Că nu o dăm pe lacrimă acum deloc. Punct. Carmen Tănase, aș fi spus eu, că așa scria în text, e sufletul pereche, nu-i adevărat? E sufletul complementar. E cealaltă parte. E un actor, un artist minunat, desăvârșit. E un om, e o prietenă pe care nu o să o pierd niciodată. Orice îi face. Mergi. Bye.
lași pe mine un pic. Yeah. A intrat Dan Badea în mine. Yeah. Și m-am emoționat. Noi nu avem rostul de asta niciodată. N-ați no, 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 că e umor, nu s-a plânge, bă. Cine zice, ăla este. Da. Mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, haideți să-l întâmpinăm cu un rând puternic de aplauze pe Nea Marin. Bună seara, bună seara. Și bine v-am găsit. Ia uite-l mă. Te invest. Nici nu știu cum să încep. Pentru că eu sunt fan ai umor. Serios? Mă uit de fiecare dată când am timp. Bine! Și m-am gândit așa, băi, ce cauți tu acolo? Păi trebuie să ajung și eu odată, da? Și mă gândesc așa, să încep ca ceilalți care vin aici să-l iau pe Mihai așa în ciocul pantofului, să-l iau pe Chelu, să-l iau pe surioara asta mea mai mică. Delia o cheamă. Delia o cheamă? Oh, și nici nu știam. Nu știam. E un om la care țin foarte mult. Dacă știi viața lui Nea Marin, asta poate fi pusă ca exemplu pentru o grămadă de tineri care vin de la țară și care vor să reușească. Dar să rămâi, să rămână ceva după tine și să fii cineva, asta presupune munca, ambiție, determinare pe care Nea Marin le are ca nimeni altul. Am venit special pentru Carmen, pentru că o iubesc, o cunosc, e sora mea. Am venit pentru ea ca să spun oamenilor din sală și oamenilor de dincolo de ecran cât de mare iubitoare este ea de animale și până unde merge ea cu nebunia asta de a iubi animalele. Băi, n-am să încep așa ca toți ceilalți, pentru că nu vă cunosc. De exemplu, pe tine, Mihai, eu nu te cunosc. Mi-aduc aminte, în urmă cu vreo 5 ani, în parc la Iore, erai cu un cățel, îl plimbai, eu eram cu bicicleta, era să calc cățelul tău, m-am dat deoparte și am zis să treci, Mihai. Bineînțeles că nu m-ai băgat în seamă, ți-ai văzut de treaba ta. Nu cred așa. Așa ai făcut? Moment emoționant de televiziune. Vorbesc serios. Greșit. Asta s-a întâmplat. Cum să vorbesc eu despre Chelu, când eu m-am văzut o singură dată cu el la un eveniment, și eu i-am zis atunci, Chelule, m-aș bucura tare mult să vii la mine la emisiune. Și mi-a zis Chelu, păi ce să dea aștia pe televizor, că toată ziua făceam și trăgeam mea și ce să dea acolo? Și am zis, nu-i nimic, că tu zici asta, eu te dau dracu și o să dea nimic pe post. Mi-a am fost teamă de nuia. Auzi, tu crezi că aș fi dat-o în tine? Da. Nu. Ba da. Nu, nu. Mă dau un Liviu Vârciu. El îl bat cel mai mult. Mai aveți? Da. El nu lipsește de lângă mine niciodată. Eu am venit în seara asta, uite, nu am nimic scris, pentru că aș putea să mă iau de Delia. Ce-am făcut? Pentru că Delia, în urmă cu vreo 12-13 ani, am învățat-o să danseze. Și încă știu. Și știu că știi și acum, că nu o să uiți ce ai învățat de la mine. Aș putea să mă iau de ea, că a venit cu un cățel la filmări, a lăsat cățelul în cameră. Când am venit, camera era distrusă. A ros ușa, a rupt mocheta. Am dreptate? Așa ai făcut, mă? A, da. N-a distrus, că e micuță. Jumătate. În cât timp a distrus camera? Păi, cred că în 4-5 ore cât am lipsit. Eu distrug o cameră în 3 minute. În 2 minute. Tu, păi tu nu ești cățel. Nu caut din coadă. Tu nu ești cățelul Delie. Bravo! Never know. Tătușe viața, știi? Eu am venit aici pentru sora mea. Știți că am o soră aici între da, voi. Da, frățiorul meu. Ai auzit? Da. Facem 30 de ani de când ne-am cunoscut. Știți cum am cunoscut-o eu pe Carmen? Prin intermediul celui mai bun prieten al meu, Victor Parhon.
critic de teatru, critic de film. A fost soțul ei. Probabil că datorită lui sunt astăzi ceea ce sunt, pentru că el a văzut în mine omul care iubește tradiția, care iubește folclorul și că iubesc jocul. Și bătaia. Bre, bătaia. Nu iau-a. Hai că treci pe aici, să nu crezi că scapi, că pe partea asta ești. Când am ajuns pentru prima dată la ei în curte, a trebuit să stăm, cred că un sfert de oră, la poartă, ca doamna, să pună în casă toți câinii care erau atunci. Bălanul, Negruțul, Drăcuțul, toți aia. Așa am cunoscut eu pe Carmen. Știam multe lucruri de la Țucu, că venea câteodată obosit dimineața la serviciu și zicea, azi noapte am fost cu un câine la doctor, că am mai găsit Carmen unul pe stradă, cu piciorul rupt, și am fost să-l operăm. Am dreptate? Da. Dar noi vă credem că o cunoașteți. Dar ceva rău puteți să spuneți despre ea momentul ăsta. Da, da, te rog. O să spun. Vrei să spun, vrei să spun ce e mai rău? Da, da, logic. Asta e ideea. Eu mi-am propus să vorbesc de cât e Carmen de iubitoare de animale. A, nu. Cât e de muncitoare. Dar ceva de rău, nu se poate fără ceva o să de rău. Zic și de rău, dar simt dreapta. Hai să începem cu răul ca să... Nu, nu, nu. Știm că am scăpat, că am făcut tema. Hai să spun cât e de muncitoare. În urmă cu vreo 12 ani, a venit la mine la emisiune pentru prima dată. În perioada aia o durea foarte tare în mijloc. Și am zis, bă, e sora mea, trebuie să am și o grijă de ea. Să o pun la munci mai ușoare. Și am luat o greblă, am dus-o pe plajă, eram la 2 mai, a fost la 2 mai în golf acolo, da? Și am zis, băi, lasă-mă dracu, cum să greblez eu cu o greblă asta toată plaja asta? Eu vin din Turcia, acolo au aia mașini, au de-astea care trag cu asta. A, da? Stai că se aduce băiatul. Am luat două greble mari și am pus-o pe Carmen între ele și am zis, dă-i drumul, tată, și greblează toate astea. Și uite așa, Carmena mea a început la ora 9 munca și a început ploaia pe la 11:30, ploua torențial și ea prin ploaie în continuare. Și a zis, stop, oprește-te, gata, ajunge, hai să mâncăm. Nu, 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 eu până nu-mi termin treaba aici nu vin. Dar nume e că nu le țineam cu mâna mai legat cu... Da, la un moment dat așa e. Așa e, da. Și alea tăga greblele alea după mine. Doamne, doamne. Nu am mai durut-o spatele niciodată. Ai văzut? Asta e. Și de atunci n-am mai durut-o spatele. Braci. Și acum vreau să vă povestesc un lucru trăit de mine în Grecia. Cu Carmen Tănase, Adriana Trandafir și cu Cristina Sopescu. Am zis, gata, până aici mi-a fost, eu i-am chinuit pe mulți, o să mă chinuie și pe mine ăștia ca pe dracu. Am fost la emisiunea aia, Vacanță de 4 stele. Și acum, atenție, fraților. Acum. Când am văzut de la distanță o camionetă și lângă camionetă un cal, dar pe cal era samarul ăla, puscul de toate pe lbozic, ce căută calul legat de mașină. Când mă uit în prăpastie, ele trei, ce credeți că făceau? Spărgeau piatră. Nu, cărau lemnele de acolo la mașină. Păi zic, și calul? Carmen zice, și calul ce? Păi calul, i-am dat mâncare să mănânce ei, să stea liniștit și noi cărăm. Păi bă, de-aia v-a dat calul ca să cărați cu el. Nu există așa ceva. Calul ăsta trebuie să stea aici, să mănânce, nu, să nu cumva să pui mâna pe el, să pui lemne, că te omor. A început. Și acum, fraților, m-am urcat eu pe grămadă de lemne. Și să vedeți un drac cu încă trei drăcoaice, eu le dăteam lemne în spate și astea cărau. Și au cărat până au încărcat toată mașina. Dar nu că lemne, neamărine. Trugi. Deci trunchiuri de copaci pe care le-am cărat în spate ca să nu care calul. Dar eu... ceva rău n-aveți de spus? Stai mă, cum să spun aici? Stai, dracule, trebuia să fac o introducere omul, nu? Nu putea să intre în rău. Și fii atent acum. A luat omul calul de acolo. A plecat cu calul. Și zic, dar ce faci cu el? Dacă doamnele nu vor să folosească calul, acum vă urcați în mașină și mergem să descărcăm mașina asta de lemne în alt sat la alt om. Asta da emisiune, nu ce avem noi. E, vă dați seama cât poate să iubească această doamnă animalul? Păi lăsam eu calul acolo și nu puneam lemnele pe el. Dar voi știți că în casă la Carmen au trăit iguane, pisici, câini și toate drăcile. Broaște testoase, cioară, arici. Doară n-am avut.
Dar am avut un șoim împăiat. Du-te, dai. Acum, Chelule, vrei să zici ceva rău de ea? Logic. Da, te rog. Nu zic. Eu am o curiozitate, dacă v-ați gândit vreodată, da, să mergeți la Asia Express. Păi nu vreau să mă duc, pentru că eu sunt berbec, eu dacă intru în competiție, da, mă duc ca nebunul. Ce ascendent aveți? Nu mai știu ce, dar dacă sunt berbec, îți dai seama că... Deci fii atent aici, pot să spun și eu ceva? Că, că nu zici nimic rău de mine și nu-mi place chestia asta. Te iubesc. În Grecia, toți, odată am luat-o la goană. A luat-o la goană. Bă, dar știi cum, ca în desenele animate. Deci n-ai văzut ca, ca alea cu dura... purelă la care are dura... Deci operatorul lui plângea, se ruga de suflet să fie schimbat, că nu mai poate. De la start și până la finish am schimbat doi cameramani, că l-a leșinat, a trebuit să schimbe pe ăsta, a venit și a zis, da, am zis, ce caut eu la Asia Express, că săracii după mine nu poate să fie. Foarte mulți fani de-ai mei, bă, zice, dacă ajungi cumva vreodată la umor, din partea noastră, să-l dai dracu pe Chelu, bă. S-a întâmplat! Să mă ia! Vă pup! Te-ai vezi, fratele! Aș putea să vă spun multe, dar... Ești talon! Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând furtunos de aplauze pentru Rodica Mandache! Pe română, vă ador. Am nevoie. Doamna Rodica Mandache este una dintre cele mai mari actrițe pe care le are România. Doamna Rodica Mandache este o scumpete de om, o doamnă absolut adorabilă, un talent ieșit din comun. Așadar, faptul că mi-ai adus dumneata personal colierul nu e o simplă întâmplare. Hm? Da, de unde? Eu l-am rugat pe domnul Knape să mă trimită pe mine și cum în mine avea încredere, m-a trimis. Și dacă nu mai fi găsit acasă? Pierdeam 1000 de lei. Și ți-ar fi părut rău? De bani? Da. Nu. Atunci de ce? Așa, în general. Rodica a făcut o serie de interviuri la noi, la Teatrul Odeon, cu toți actorii. Și la un moment dat mi-a venit și mie rândul. Se pregătea, cred că, toată săptămâna, adică atâtea lucruri câte avea notate despre mine, mi s-a părut extraordinar și asta înseamnă respect pentru colegul tău, exact ce a făcut Rodica. Ea este atât de specială, e un om cu un suflet bun, o actriță uluitoare, de umor. Ea a jucat niște roluri în care a avut un succes comic extraordinar. În clipa când apărea, lua teatru foc. Bună seara! Bună seara! Eu sunt aici, pe post de cârjă, ca să o sprijin pe Carmen Tănase, care pentru mine este un om foarte important. Cândva a jucat în Tactica șarpelui boa și ăsta e titlul ei. E o fată bună și dacă spun eu că e bună, înseamnă că e bună. Pentru că între noi, viperele, trebuie să găsim pe cineva mai bun. Carmen, mă bucur tare că sunt aici și că pot să mă laud că îți fac un laudatio. Aici, în sala asta, ultimul laudatio care l-am făcut a fost pentru Florin Piersic și acum al doilea. E pentru tine. Eu am emoții în continuare. Tu n-ai avut emoții nici în Stare Latentă, așa că nu. Emoțiile tale sunt altfel decât e cuvântul emoție. Dar eu te admir, te ador. Nu sunt de acord, dar mă bucur că am fost împreună. Carmen este cam așa. E câteodată e foarte nervoasă și nu-și găsește locul și asta și deodată face...
Ce avem noi aici? E un cățel. Dar spuneți și ceva de rău, vă rog. Păi sunt așa de multe că mai bine nu le spun acum. Vă rog, puțin curaj. Tare, tare, doamna Mandachi. Două, trei. E, cum se spune în franceză, supole. Adică când fierbe supa, dă pe din afară. Sau laptele când fierbe și dă caimacul pe din afară. Asta face des. Se enervează întotdeauna împotriva logicii. Așa e ea. Și asta îmi place. N-are dreptate de foarte multe ori când spune că are dreptate. Dar e frumoasă și pe dinăuntru și pe din afară. Odată i-am citit un portret din Mateiu Caragiale din Craii de Curte Veche și eram atât de fericită că am găsit portretul acela și că o reprezintă. Și ea avea o nenorocită de asta de țigară și făcea... Da. Am fost foarte jignită atunci. De nu mi-aduc aminte. Asta, asta este unul dintre defecte, amnezie. Amnezie de dimineață, amnezie de seară. Dragă Carmen, să fii fericită și bucură-te că ești aici. E un loc frumos și cu oameni frumoși. Haideți, doamnă, știu că nu vorbiți serios. Haideți cu dușmânia. El vrea pe hate, pe răutate, pe alea ceva. Carmen, într-o zi eram la o petrecere și stătea pe bancă și se uita și a spus: eu nu mă mai rog lui Dumnezeu să slăbesc, eu mă rog lui Dumnezeu să se îngrașe Elvira Dean. Da, 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 așa este. Elvira tot nu s-a îngrășat? Nu, tot slabă e. Și nu înțeleg de ce, că de obicei Dumnezeu mă ajută. Aș vrea Elvira să fie obeză. Mâine. Mâine când se trezește să fie obeză. Nu, că cred că ar sta bine, nu. Contează. Contează cum ea sta. Contează ce ar simți ea văzându-se obeză. Dar ce vorbim despre ea? Da, vorbim chiar. Despre alții? Da, chiar. Mă bucur că v-am văzut și că m-ați văzut. Mă duc să o iau în brațe. Nu, nu. Măcar atât. Nu, nu. E de la... Nu. Ce? Ăsta e un defect. Ce să spun acum? E, nu, nu, e. Nu, nu. Cu ocazia asta v-am văzut și eu în carne și oase și acum am să mă duc și am să mă laud. Sunteți dezamăgită, doamnă? Invers. Complet invers. Suntem simpatici? Nu. Simpatici, nu. Dar bă, aveți alte calități. Ce calități? Un juriu trebuie să fie misterios, să nu știi niciodată ce gândește, să nu fie prea ludic. Dacă spun prostii, o să mă iertați. Nu. Adică nu, nu că nu vă iertăm, nu, nu spun. Pentru că vorbea cu tine. Așa cred că trebuie să fie un juriu. Să rămână. Mulțumim frumos, doamnelor și domnilor, a fost Rodica. Doamnelor și domnilor, haideți să primim cu aplauze puternice pe Doinița Oancea! Este reconfortant și important că știi că există niște oameni în viața asta pe care oricând i-ai suna sau i-ai apela în vreun fel, prin orice mijloc, ei sunt gata să vină să sară oricând, la orice oră din zi și din noapte, oriunde s-ar afla pe pământ. Bună seara! 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 Mâna! Noi am filmat în decursul a 4 ani vreo 700 de episoade împreună. Asta înseamnă că noi ne-am petrecut săptămânile împreună, de dimineață până seara. Foarte multe amintiri. Deci mă leagă foarte multe de Doinița. Și indiferent, sigur că nu ne-am mai văzut de mult, pentru că fiecare a luat-o pe alt drum. Noroc cu rețelele astea de socializare, că mai știm unii de alții ce facem. Dar nu ne-am mai întâlnit fizic, să stăm la o cafea, să stăm 4 ore de vorbă, să mai râdem și așa.
Ce faci pe mămică? Uite, mămică, ce să fac cu sărăciile astea aceea, na. Primul roast din viața mea. Am emoții, n-am studiat niciodată roastul, nu m-am gândit niciodată cum ar fi să fac unul cuiva. Merg pe feeling. Am zis ce va fi, va fi. Sper să fie ok. Dă-te de lângă ăștia vaccinați. Ai grijă să nu iei ceva. Cine e? Eu de la ei? Da. N-ai să vezi. Treaba cu chipul e adevărată. Adică eu am un vecin care s-a vaccinat. Și de când a făcut vaccinul, de fiecare dată când strănută, se deschide ușa garajului. Ca să știți. Cred că e Bendeac. Ești, stai cumva în Piața Unirii? Nu, puțin mai încolo. Nu e Bendeac. L-am văzut pe Copoț. Foarte simpatic. Eu nu l-am văzut niciodată de aproape, vreau să vă spun. Am auzit că o să fie distribuit în rolul lui Mutulică, din Albă ca Zăpada și Cei Șapte Pitici. De ce? Și am înțeles că pe ceilalți șase o să-i joace Temișan. Dacă știați, da. Ilona, da. O să apară și ea în film, dar nu o să joace nimic, ca de obicei. Mă rog, vreau să citesc pentru început o scrisoare. Este de la doamna Virginia Rogin și zice așa. Dragă Carmen, îmi pare rău că nu am putut fi și eu azi aici ca să vorbesc despre tine. Starea de sănătate nu-mi permite. La sănătatea ta mă refer. Și mai am un mesaj de la Chelu, Delia și Bendeac. Zice așa. Dacă știam că putem trimite scrisori, nu mai veneam nici noi azi aici. Da. Să vă zic. La început nu la mine ținea Carmen. Era cu ochii pe mine, așa, să nu fur ceva. Dar eu sunt atât de cinstită că nici măcar meserie n-am furat. O iubea mult pe Nicoleta Luciu. Ea turna filme pe atunci și după aia a început să toarne doar copii și eu am devenit preferata. Carmen Tănase, oameni buni, a jucat rolul mamei mele și chiar mama mea a spus că l-a jucat mai bine decât ea. Vreau să vă spun că iubește foarte mult animalele, foarte mult. Deci, Mihai, tu ești în siguranță. Dacă vede un cățel amărât pe stradă sau rănit, imediat sare să-l ia acasă. Da, de-aia l-aș ruga pe Chelu să nu mai stea așa ca un chihuahua care tocmai și-a pierdut osul. Dar câini buni ia acasă, adică fără probleme? Ia tot ce prinde. Da. Aș putea să spun că... Da, ea este marea doamnă a teatrului românesc, pentru că este pe scenă de dinainte să înceapă Caragiale să scrie. E o fire impulsivă. Așa e. Da. Se enervează destul de repede și face niște crize din astea de nervi care ar putea speria pe oricine. Dar s-a mutat din București acum, în Comuna Bogați. Și primăria de acolo, în semn de onoare, i-a denumit Casa Spital Comunal. Carmen, aș vrea să vă spun că este jumătate româncă și jumătate distonocal. Bună asta! Succesul ei la public a venit după vârsta de 40 de ani, odată cu Flăcărica, personajul care a făcut-o celebră. Flăcărica era fabuloasă pe vremea respectivă și Carmen o controla impecabil. Nu ca acum, când Flăcărica a prins viața ei, se duce pe la toate emisiunile să mai facă și ea un bani. Da. Hardcore! Opa! Împreună cu Gheorghe Visu a construit cel mai amuzant cuplu pe care îl puteți vedea într-un serial TV. Da, eu aveam cabina lângă ei și îi auzeam mereu repetând și mi-am dat seama întotdeauna cât de amuzantă e după cât de tare sfărăia domnul Visu. Pe scenă! Fabuloasă! Adică poți să crezi că e regină, poți să crezi că e femeie părăsită, poți să crezi orice are de jucat. Într-o zi, unui spectator i-a sunat telefonul și a țipat nervoasă să ți-l bagi!
Și este atât de convingătoare când e pe scenă, încât omul efectiv asta a făcut și l-a băgat. Acum eu sper că între timp l-a și scos. L-ai scos, Mihai, nu? Da. They don't see that coming. Oricum, era la sala Dale spectacolul, nu era într-un teatru adevărat. Glumesc, Mihai, chiar glumesc. Eu sunt fana ta. Chiar sunt fana ta. Cred că ești minunat și știu că la cât de ipohondru ești, tu nu joci decât atunci când ai casa închisă. Da. Adică, să știi, te-am văzut și pe scenă și atunci mi-am dat seama că dacă ar fi vreodată să ai copii, i-ai face doar prin fotosinteză. Da, dar mă rog, acum vreau să vorbesc în continuare de această mare artistă a României, Carmen Trandafir. Așa. Carmen, ești o ființă delicată, un om complex, iar pe scenă ai un magnetism fabulos. În schimb, Carmen Tănase a fost în meseria asta de actor cel mai important punct de sprijin al meu pe care l-am avut vreodată. Am vrut să dau la facultate, m-a sprijinit, m-a ajutat să-mi aleg repertoriul, a repetat cu mine, a fost acolo tot timpul. Nu vreau să plâng. Așa. Mulțumesc. Vreau să vă spun că ea n-a renunțat niciodată la mine și datorită ei mi-am împlinit un mare vis. Și aș vrea să spun astăzi, Carmen, te iubesc cu egoism, pentru că ești atât de bună pentru viața mea. Aș vrea ca toți oamenii să știe că atunci când iei un om în brațe, nu-i dai drumul niciodată. Pentru mine ai fost, ești și vei rămâne întotdeauna, mămica.